la Marea Icoane Sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața veste de soare, pe care o curs lăcrimioare. Vin, măicuță, de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, bună ziua! Bună ziua! Suntem de la compania Surprizei de Vis și cu ocazia zilei de naștere, această surpriză frumoasă este pentru dumneavoastră. Vă așa, mulțumesc frumos! Buchet pentru flori! Vă mulțumesc frumos! Un tort! Mulțumesc! Și șampania, la fel pentru dumneavoastră, dar o pun mulțumesc aici pe masă. Ajutați-mă! Colegii! Dar cum credeți, de la cine este surpriza? De la cine? De la copiii mei! Avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Ascultăm cu drag. De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri și îți dorim sănătate, bucurii, împlinire și multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Mamă dragă, dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. Când încă o petală din anii tăi frumoși s-a scuturat alenie vibrând armonios, privește cu mândrie, gândind neîncetat la restul de petale ce nu s-au scuturat. Primește petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să-ți fie rod a bucuriei și a speranței. Credința și iubirea să te însoțească pretutindeni, iar împlinirea să o întâlnești la orice pas. La mulți ani, cu drag din partea fiului Iurie, Nora Natalia și nepoții Răzvan, Sofia și Anisia. Mulțumesc frumos! Și eu le mulțumesc de suflet și le doresc mult sănătate. Ei vreau și un părinte, ca nu cumva. Și vreau să-i transmit că îmi lipsesc foarte mult. Am așteptat așa zi frumoasă, să fim cu toții alături, dar dacă așa e destinul, așa e soarta, ne disparte. Și le mulțumesc din suflet și doresc lor mult sănătate, să crească nepoții fericiți, fără primejdii, să ajungă bunicași la mintea lor.